În primul asediul europarlamentarului Marian Jean Marinescu, vom discuta despre aderarea României la spațiul Schengen și despre ultimele noutăți din Parlamentul European. Domnule Marian Jean Marinescu, vă rog frumos să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră, când credeți că România va adera la spațiul Schengen și ce cred celelalte state, oficialii celelalte state, precum Olanda, care a votat împotrivă. De ce credeți că s-a întâmplat așa? Săptămâna aceasta, în Parlamentul European, s-a votat raportul referitor la decizia Consiliului privind aderarea în spațiul Schengen a României și Bulgariei. Votul a fost cu o majoritate foarte, foarte mare, 82% din cei prezenți. Cel mai bun lucru este faptul că delegațiile Franței și Germaniei au votat pentru. Este adevărat că marea majoritate a parlamentarilor olandezi, au mai fost și danezi și britanici, au votat împotrivă. Urmează decizia privind data. Tot în această săptămână, Consiliul Justiției și Afacerilor Interne a aprobat concluziile privind aderarea celor două țări la spațiul Schengen, ceea ce înseamnă că s-a recunoscut că s-au îndeplinit toate cerințele acquis-ului Schengen. Probabil că în septembrie se va lua o decizie privind data. Opinia mea personală este că anul acesta, în octombrie, se va întâmpla ceva. Adică intrăm cel puțin parțial, eventual cu frontierele aeriene și maritime. Olanda are o problemă de politică internă în continent, n-are nicio problemă legată de România și Bulgaria. Olanda are un guvern care este sprijinit de un partid de extremă dreaptă și, așa cum iau întrebări despre România, am și eu o întrebare. Mă întreb. Olanda este țara cu cele mai mari investiții în România. Nu înțeleg cum oamenii de afaceri au încredere în România și politicienii nu au. Probabil că până în septembrie se vor rezolva și aceste lucruri. Oricum, faptul, dacă s-ar întâmpla ca Uniunea să nu aprobe intrarea în spațiul Schengen, este o scădere de credibilitate. În momentul în care Uniunea are niște cerințe și sunt îndeplinite și nu se acordă ceea ce s-a promis, înseamnă că este o scădere de credibilitate foarte mare. Un fapt foarte important petrecut în Parlamentul European îl constituie votarea bugetului Uniunii Europene. Ce ne puteți spune despre acest lucru? A fost un raport referitor la bugetul Uniunii din 2014 încolo. Nu este un raport legislativ. Prima comunicare de la Comisie referitoare la bugetul, viitorul buget al Uniunii, va veni la sfârșitul lunii 29-30 iunie. Dar este un raport important pentru că, pentru prima oară, Parlamentul European își prezintă poziția referitoare la bugetul după 2014. După cum știți, sunt probleme determinate de criza economică în toate statele membre. S-au redus bugetele în statele membre. De aceea, discuția despre viitorul buget al Uniunii este o discuție destul de complicată. Cu toate acestea, Parlamentul cere mărirea bugetului și nu înghețarea, așa cum au cerut câteva state membre, și susține acest lucru prin faptul că același Consiliu care a aprobat ținte pentru Uniune foarte ambițioase până în 2020, același Consiliu susține să se micșoreze bugetul. Nu se poate acest lucru după părerea Parlamentului. Bugetul trebuie mărit cel puțin cu 5% pentru a se atinge acele ținte stabilite de Consiliu, în principal prin strategia 2020. Important pentru noi este faptul că acest raport susține continuarea politicilor de coeziune și politicii agricolă, politica agricolă comună, cel puțin la nivelul la care sunt acum. Aceste două politici sunt extrem de importante pentru Europa, bineînțeles, dar sunt extrem de importante pentru România. Avem nevoie încă de fonduri europene pentru a putea ridica regiunile României.
La încheiere, aș vrea să îmi spuneți cât de important este internetul pentru dumneavoastră ca și politician. Internetul? Internetul este un mijloc de comunicare extrem de important astăzi, care nu mai poate fi ignorat sub nicio formă. În Parlamentul European se discută foarte mult despre acest subiect, pentru că pe lângă avantajele, beneficiile pe care le aduce internetul, sunt și câteva lucruri care trebuie reglementate. După cum știți, la Paris s-a avut de curând o întâlnire foarte importantă, la G8 s-a discutat despre impactul internetului asupra dezvoltării globale, deci toată lumea se interesează de acest lucru și cred eu că este una dintre cele mai mari descoperiri tehnologice din secolul trecut. Vă mulțumesc pentru interviu.